Dani, îmi place foarte mult că între acum câteva zile când ai venit în prima ediție și acum la finală, e o schimbare în tine. Ești mult mai determinat. Mi-ai părut foarte curajos de la bun început, dar acum ești relaxat, ești determinat. Ai făcut o săritură, eu zic, bună, spectaculoasă chiar. Ce s-a întâmplat de acum două zile până azi? Sunt niște probleme de ale mele, nu contează, nu vorbesc despre asta acum că nu. Dar te-ai relaxat, caz. Adică s-a întâmplat ceva în bine. Nu în m-am relaxat, nu știu, se întâmplă, abar nu. Deci bine, adică nu ne placi, ca să știi. Da, și mie îmi place de voi, da. Bravo. Vrei să vorbim cu antrenorul? Da. Hai. Crezi că ți-ai papară? Nimic nu e cert. Hai să vedem. Răzvane, mie mi s-a părut o săritură absolut spectaculoasă. Eu la de asta cu lăsat pe spate mințind respirația. Să știi că tot așa ca să înțeleg, cred că și cei de acasă ar vrea să înțeleagă, care e mecanismul acestei sărituri și ce ar trebui să se întâmple ca să fie foarte bine. Da, acest mecanism, această săritură, noi începem de la o înălțime mai joasă, cum ar fi 5 metri, unde tragem mai tare de cap ca să putem ajunge în picioare. La 7 nu mai tragi la fel de tare, pentru că ai mai mare distanță. La 10 la fel, stai mai mult cu privirea în față, după care, la final, tragi de cap ca să vezi apa, să te pregătești pentru intrare în apă. Perfect. Exact. Cum a sărit Zani? Zani a sărit foarte bine, nu a fost cea mai bună repetare pe care a făcut-o el de când este aici. A stat foarte mult cu privirea în față, mai mult decât a stat la antrenamente și asta l-a făcut să aterizeze, să facă o săritură neterminată. Dar eu vreau să-l felicit și a fost unul dintre cei mai serioși sportivi pe care i-am avut și vreau să-l felicit pe calea asta. Bravo, Zani! Ești bravo, cel mai tare! Bravo! Mulțumesc. Bravo, omule! Hai să ne uităm și la o reluare. A fost bine, mă! Bravo! Clara, o să încep direct cu tine. Da, se putea mai bine. Te felicit pentru săritură, bravo, nu este o săritură ușoară. Cum a spus și antrenorul tău, Cătălin, ai stat puțin cam mult în poziție întins din platformă. Trebuia puțin să tragi mai tare de cap și atunci atingeai verticala perfect. Eu pot să fac mult mai bine de atât, dar uite cum s-a întâmplat să uit, am uitat să dau din cap. Nu știu de ce, că mi-au ieșit toate aproape la antrenamente, acum am uitat să dau din cap. Am înțeles. Clara, ai și o notă? Da. 6! Wow, e notă bună! Bună! Omule, crede-mă, e notă de finală, bravo, mulțumim mult, Clara. Natanticu. Băi, mie mi-a plăcut foarte mult și eu. Pe șufița aia ta din cap? A, mă, nu mă te mai lua de ea. Sunt un fel de rabin, dar ți-a zis mai mult rubin. Trebuie să vorbesc despre săritura lui. Este omul care a și deschis ultima finală din acest sezon. Săritura a fost, cum să zic, complexă, periculoasă, de la 10, e greu să deschizi. N-a fost o săritură curată, perfectă. Nu mă iau de tehnică, o am pe doamna tehnicus aici și alte detalii din astea sportive. Aș fi vrut să-ți dau mai mult, dar mai mult de 9 nu pot să-ți dau, Zani. Dar bravo, bravo, bun! Bravo, Zani! Bravo. Ești darnic! Iulia! Dacă ai putea să dedici cuiva această săritură, cui ai dedica-o? Lui Alex. Foarte frumos. Bravo! Tare! Alex. Bine. În viață avem și momente când suntem sus și momente când suntem jos. Apreciez la tine faptul că ai încercat o săritură cu un grad de dificultate foarte mare. Și în general apreciez faptul că stai drept, știi? Este o calitate. Mulțumim mult! Neamărin! Nu știu dacă cineva a mai avut o săritură de genul acesta, dar oricum, dacă și intrai bine în apă, eu ți-aș fi dat nota maximă. Așa că, fiind prima săritură din această seară, nu am cu cine să o compar. Poate că nu ești mulțumit, dar n-am ce să fac. Uite, nota asta, eu cred că reflectă. Mulțumim mult, Neamărină! Zani, ai 24 de puncte. Să știi că ai ridicat nivelul foarte sus. Fugi la canapea, relax. Bravo, Zani! La sfârșit. Bravo, Zani! Bucură-te de ce vezi! Emoțiile, Zane, emoțiile. Emoțiile de concurs, e normal, bravo. Ai uitat să tragi capul, dar nu?